vreau să mulțumesc foarte mult domnul care a ridicat această problemă, pentru că declarația aceasta de beneficiare reală este exact cum a prezentat-o dânsul. Este declarație de aproximativ 10 foi. Le am în mână acum, pentru că chiar mă lupt să o redesintăm. Am reușit să o desintăm anul trecut. În timp ce Claudiu Năsui, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, susține că încearcă să desființeze această declarație, oamenii continuă să stea la cozi. Toată lumea pentru București? Dacă este cineva pentru Ilfov, în partea cealaltă, vă rog. Eliberări are cineva? Încă de la primele ore ale dimineții, trotuarul din fața sediului instituției era tixit de oameni. Înarmați cu răbdare, așteptau să depună documentele privind situația firmelor pe care le dețin. Anul trecut, obligativitatea privind depunerea acestor documente fusese eliminată, tocmai pentru a scăpa de birocrație și a evita formarea cozilor interminabile. Dar acum oamenii s-au trezit că trebuie să completeze iar tone de hârtii. Ieri am aflat, eu aveam actele făcute, nu știam că este acea declarație care trebuie să o depun, și am aflat de la o doamnă care are un magazin, care mi-a spus că trebuie să facă și ea această declarație. Mulți dintre cei care așteptau la coadă spun că nici nu au știut inițial de schimbare. Contabilul mi-a spus, m-a anunțat că printr-un telefon, fiindcă trebuie de depus până la sfârșitul lunii aprilie pentru cineva și pentru alții, mai târziu se permite. Adică multe detalii nu știu, dar știu că trebuie de depus. Acum depunem online. Și acum urmează să facem și niște modificări la firmă și în paralel firma care se ocupă, prestează servicii de modificările astea, depune și declarația de beneficiar. Am aflat întâmplător, m-a contactat și contabila mea să mă anunțe de urgență că trebuie să fac lucrul ăsta. Legea privind declarația beneficiarului firmei a fost promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie. Declarația poate fi înregistrată atât la ghișeele Registrului Comerțului, cât și online până pe 31 mai 2021.